s-a hotărât cu plajele, cu licitațiile, pentru că toată lumea s-a plâns și anii trecuți, și anul acesta, de povestea asta a licitațiilor organizate târziu. A fost o discuție generală, având în vedere că a fost prima întâlnire cu, să zicem așa, nou ministru al mediului, pentru că cel care a fost acum de ani avea pretenția să mută Marea Harchita. Eu cred că a fost o discuție constructivă. Domnul ministru ne-a ascultat păsurile și esențial, practic, concluzia finală a fost că plajele ar trebui să liciteze pe cel puțin 10 ani, în așa fel încât orice agent economic să poată să-și facă investițiile majore și în același timp să și amortizeze, ca în final să avem și noi un profit. Un aspect. Al doilea aspect, l-am discutat cu atribuire, dacă se poate, în mod direct, printr-o licitație, să zice, pe un preț mai mic, o atribuire directă către hotelieri, în funcție de numărul de locuri de cazare, în așa fel încât hotelierii să ofere totul gratuit, inclusiv șezlongul, umbrele și toate serviciile pe plaja respectivă, pentru turiștii hotelului, repet, în mod gratuit. Anul acesta, acum, pentru sectoarele care sunt rămase, nu știu câte sunt și nu contează până la urmă câte, cum se va proceda licitația? Înțeleg că tot pentru o perioadă foarte scurtă, 2 ani. După ce am discutat astăzi, probabil se va face tot pe 2 ani, pentru că nu e corect față de ce s-a întâmplat anul trecut. O mare parte din colegi le expiră contractele anul acesta, urmând ca la primăvară să intrăm din nou licitații cu ele. Cert este că se va face tot pe 2 ani, urmând ca în baza unor acte normative care se vor elabora, în mod normal, să trecem la o licitație serioasă pe 10-15 ani. Cât de repede se organizează această licitație? Depinde cum se mișcă dumneavoastră, că noi suntem pregătiți. Singura chestiune care a ridicat-o acum, să se miște mai repede și cu aceste licitații, pentru că noi în 2 luni primim turiști, cel puțin în zona Mamaia, știți foarte bine, din 1 mai se cam umple partea de nord și, mă rog. Situația de anul trecut cu licitațiile care s-au întâmplat foarte mult, anul acesta trage speranțe că totuși va fi mai repede? Tragem aceleași speranțe. Deci speranțele rămân. Nu trebuie să disperăm, ele se vor ține, clar. Singura cerere care a fost în plen, să nu se mai țină la București, pentru că și pentru noi, ca agenții economici, să mergem cu 2-3 oameni, stăm la hotel, a doua zi stăm de dimineață până seara acolo, că nu știm la ce comisie suntem, licităm și așteptăm rezultatele și în drumul nostru. Deci și niște cheltuieli pentru agenții economici. Una, că se ține la București, n-am înțeles niciodată, noi fiind obișnuiți cu licitația la Constanța, pentru că aici e litoralul până la urmă. Bun, obțineți plajele. Și cum faceți cu autorizarea? Autorizarea la ce? Ce activității de pe plajă? O să mai așteptăm probabil mult timp cu autorizarea. Vreau să vă spun că noi avem depuse, de exemplu, pentru Pișbarul, documentele încă de anul trecut. Numai că aici nu știm nici noi ce să spune pretențiile celor care elaborează certificatul de urbanism. Le dau niște avize care nici nu știu dacă și-au rostul pentru un Pișbar de 12-20 de metri pe plajă. Și aici ar trebui să am discutat de nenumărate ori. Cel care are un Pișbar pe rând 12-15 metri, fără fundație, practic nici nu-i trebuie autorizație de construire, trebuie automat să se autorizeze de către cei în drept. Dar, deocamdată, este o incertitudine. Noi nu avem autorizație, vă spunem de acum, așteptăm ca la 1 mai să vină ANPC-ul, ori ne amendează, ori ne desfințează, ori să facă ce vor cu noi. Mergeți la risc. N-avem ce face. Practic, pentru că doriți să se respecte legea, totuși... Păi doriți să se respecte legea. N-aveți de ales și o încălcați. Nu putem lucra în ilegalitate. În momentul în care nu obținem... Dar veți lucra dacă nu obțineți. Putem? Veți lucra. Veți fi forțat cumva să încălcați regulă. Închid Pișbarul și atâta povestea. Ce să mai... Și ce faceți cu turiștii? Uite, vine și șa apă din hotel sau cei care au curaj, probabil pot deschide la alea pietonală. Deci, încă o dată, nu e o poveste nouă creată. Noi de anul trecut am avut controle de la ANPC, am angajat arhitecți care au elaborat documentația, am depus, am luat avizele, nu le-au ieșit. Deci aceeași confuzie ca și în anul. Aceeași problemă apare an de an, pentru că apare un scurt circuit între primării, cei care se ocupă de eliberarea autorizațiilor și apele rămâne care ar trebui să facă un tip de documentație care se trebuie nouă și care dosarul respectiv trebuie să fie. Care ar fi termenul ideal pentru licitare? Pentru 2 ani sau mai mult de... Noi am solicitat astăzi o licitație pe cel puțin 10 ani. Cel puțin 10 ani? Cel puțin 10 ani. Am avut pe 10 ani.
s-au întors pe 2 ani din cauza că s-au mărit plajele. Să vedem. Nu că avem o incertitudine în ceea ce se va întâmpla.